inginer Tesla a fost atacat de un robot la o fabrică a companiei din apropiere de Austin, Texas, SUA, în 2021, potrivit unui raport trimis organismelor de reglementare. Inginerul ar fi fost văzut de martori la fabrica Giga Texas, în timp ce era apucat și zgâriat de robot pe spate și brațe. Atacul a lăsat în urmă o dâră de sânge pe podeaua fabricii Tesla, potrivit unui raport de incident din 2021 depus la autoritățile din Comitatul Travis. Robotul l-ar fi imobilizat pe inginer și i-ar fi cauzat o rană deschisă pe mâna stângă. Inginerul a reușit să scape după ce un coleg a apăsat butonul de urgență. După ce s-a eliberat, inginerul ar fi căzut printr-un tub pentru colectarea resturilor de aluminiu, lăsând sânge în urma sa. Potrivit presei, reprezentanții Tesla au transmis că rănile suferite de inginer nu au necesitat concediu de odihnă sau concediu medical. Tesla a fost ținta criticilor de mai multe ori pentru siguranța la locul de muncă și accidentele de la fabricile sale. La fabrica Giga Texas, datele arată o rată mai mare de accidente spre deosebire de media din industrie. Unul din 26 de angajați la fabrica Tesla Giga Texas au suferit răni severe în timpul programului, spre deosebire de unul din 38 de angajați de la alte fabrici autoamericane. Unele publicații de presă care au relatat despre incident au folosit fotografii cu Optimus, roboții umanoizi de la Tesla, dezvăluiți anul trecut de Elon Musk. Tocmai de aceea, directorul executiv al Tesla a criticat presa pentru că s-ar fi folosit de incident pentru a sugera că roboții Optimus sunt periculoși. Musk a mai spus în trecut că roboții Optimus vor aduce un viitor de abundență în care nu mai există sărăcie și oamenii vor putea avea tot ce își doresc, indiferent de produse și servicii. Însă optimismul lui Musk în privința roboților Optimus nu corespunde cu toate accidentele de la fabricile Tesla. În 2020, autoritățile din California, SUA, au declarat că Tesla le-a trimis documente incomplete despre vătămările din fabrică. În 2023, autoritățile chineze au anunțat că au de gând să sancționeze compania după ce un angajat la o fabrică Tesla din Shanghai a murit după ce a fost strivit de echipament.